Vremea caldă care ne-a lipsit în ultimile zile revine în prim plan în această săptămână. Asta anunță Serviciul Hidrometeorologic pentru următoarele zile, când maxima va urca din nou până la plus 18 grade. Cerul va fi în cea mai mare parte a zilei senin, iar vântul va sufla moderat cu posibile intensificări seara și dimineața. În aceste condiții, potrivit meteorologilor, temperatura aerului resimțită marți în raioanele din nord va fi de plus 13 grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra maxime de plus 14 grade Celsius, iar în partea de sud a țării, mercurul din termometre va urca până la plus 15 grade. Noaptea va rămâne însă rece, cu minime care vor oscila între minus 8 și minus 3 grade Celsius. De menționat că, conform ultimei actualizări a Serviciului Hidrometeorologic, miercuri valorile termice resimțite vor mai crește cu câteva grade atât ziua cât și noaptea, când mercurul din termometre va ieși din zona valorilor negative, iar această tendință va continua până vineri, când sunt anunțate ploi de scurtă durată. Până atunci însă și cerul va rămâne parțial noros, iar vântul va bate slab și moderat. Ce ține de codul galben de secetă hidrologică în bazinul râului Prut, în aval de lacul de acumulare Costești, Stânca și râurile mici din centrul și din sudul țării, acesta rămâne în vigoare până pe 20 martie.